La mijlocul săptămânii trecute a fost vernisată la Roma Art Gallery expoziția personală Ștefan Remus Lucian, intitulată sugestiv 30 de ani. Expoziția este dedicată anilor trecuți de la Revoluția din decembrie 1989. Prezentarea a fost începută de doamna Rodica Păduraru în calitate de gazdă. Avem plăcerea de a avea de data asta de Simeze un Victor Romașcan, care s-a afirmat în multe alte intervenții în expoziții colective. De mult nu a mai fost pe Simezele romanului într-o expoziție personală și pentru asta îi mulțumesc că ne-a ales pe noi. Vă spun că este născut în Roman. Cred că foarte multe lume îl cunoaște pentru că este absolut normal. Suntem un oraș mic în care ne cunoaștem, dar mai ales datorită valențelor multiple pe care le are, cu atât mai mult el este cunoscut. A terminat Academia de Arte din București, Facultatea de Arte Decorative și Design, secția Pictură Mural, clasa profesorului Ion Grigore. Din 2009 până în anul 2012, profesor titular la Clubul Copiilor Săvoari, unde a inițiat o serie de activități cu copiii din zonă. În 2013 a fost cooptat pentru o serie de decorații murale din locașurile de cur, Biserica Adoniei Maicii Domnului, Biserica Malaxa București, Biserica Sfinții Arhanghel cu Edini București, Biserica Sfânta Treime din Arad, Biserica Sfântul Mucenic Dimitrie Lehiu Gara. Are o serie de reprezentări în București și nu numai, în Piatra Neamț, în Bacău și numai. Oricum, și Iași, da. Lucrările lui se găsesc în multe expoziții din lumea întreagă. Și am văzut că este și Franța, și Marea Britanie, și Germania, parcă, nu? Este foarte răspândit în sine. Romica Ștefan, pentru că probabil toată lumea așa știe, e cam greu de spus, Remus Lucian Ștefan. Romica Ștefan este omul prezent în mai toate locașurile de cult din Roma și prin intervențiile lui de restaurator sau de... a făcut parapistul de la biserica de aici, din Precisa Mare. Vreau să vă spun doar două cuvinte despre Remus Lucian Ștefan, cum este descris de Corneliu Antim în Ziarul Financiar. Remus Lucian Ștefan fascinează tocmai prin consistența acestui recurs la pictură pe care îl argumentează acum într-un soi de demonstrație a libertății creative bine temperate, pe care și-o îngăduie cu rafinată savoare și pasiune profesională. Aici nu este niciun dubiu asupra proprietății sale profesionale și pentru asta îi mulțumesc încă o dată. Alături de el au venit prieteni care să-l prezinte și să-l reprezinte într-un fel. A venit domnul Haidu, domnul Pertă, Iulian Bucur și poetă Emilian Pat, care dacă va recita un text. Da. Aș vrea, fără să-i prețin pe fiecare, să le dau cuvântul fără nicio intervenție din partea mea. Mulțumesc! Artistul plastic Iosif Haidu a schițat un salut colegial. Cunoscându-i repulsia față de ceea ce se numește
discurs prelungit și, eu știu, mă rog, ne la locul lui sau eventual gratuit, mi-aș permite să vă rețin atenția cu câteva idei. Am avut privilegiu împreună cu domnul Mihai Percă să cunosc, din anticipat să cunosc acest demers pe care, demers artistic pe care și l-a propus Olica Ștefana și pentru că aia a fost o relație cu totul și cu totul aparte. Și în câteva discuții pe care le-am avut săptămâna trecută, mi-am dat seama imediat cam care sunt intențiile creative și eventual demersul conceptual pe care și l-a propus Olica Ștefana. Și totodată, știind despre ceea ce vrea să, de fapt, dacă ați fost foarte atenți cei care ați intrat în acest spațiu generos și mulțumim gazelor noastre, familiei Bădularu, pentru această amabilitate deosebită de a ne găzdui într-un fel, de a ne desfășura, dacă vreți dumneavoastră, în toată plenitudinea creativității noastre, așa și pe care vrem neapărat și de fiecare dată să vă oferim. Așa, dacă ați fost atent, de la intrare, chiar de la afiș, cred că v-ați dat seama cam care a fost intenționalitatea artistului de a concepe, de a structura acest spațiu. Este cu totul și cu totul ceva inedit. Dar prin faptul că de foarte multe ori suntem obișnuiți, ne anulând calitatea plastică, suntem obișnuiți cu ceea ce se numește facil plastic, cu a recepta lucrurile foarte ușor și cu un mesaj imediat. Iată că de data asta Olica Ștefan ne pune puțin de gânduri și pentru asta îl felicit. Și pentru faptul că ne pune pe gânduri, stând și analizând sau gândindu-mă la atelier, am descoperit câteva cărți care ar sta oricând la îndemâna oricui, să le răscoiască și să intre în această, să zicem, subtilitate a exprimării plastice. Este vorba de, și aici eu l-am de criticul de altă, Iulian Bucur și Bănescă Știre, și este o carte subtilă și care se leagă extraordinar cu ceea ce ne propune Romica astăzi. Este vorba de o carte, mesaj și o artistică, așa. Este vorba de o carte foarte interesantă, dramatica, introducerea în dramatica limbajului Iuna și domnul Mihai Percă știe despre cine vorbesc, vorbesc despre Cornela Ilincă, e profesor la Academia de Arte din Cluj, sau, dacă vreți, două cărți și mai grele, așa și care v-aș ruga dacă aveți posibilitatea să le răsfoiți. E vorba de Dialogul vizibil al lui René Jung și Artă și percepție vizuală, mult mai aproape de ceea ce ne propune Romica astăzi, două cărți pe care le-aș recomanda și nu neapărat pentru a le înțelege din copertă în copertă, ci doar eventual să meditați asupra ceea ce veți vedea astăzi. Cam asta ne propune. Iar această triadă pe care am văzut-o și pe care divulgă afișul, vorba de pictură, instalație și rendiment, așa, ceva inedit pentru roman, așa, ne dă nouă posibilitatea să medităm ceea ce ar trebui să o facem oricând, fiind prezent într-o expoziție de artă plastică, indiferent de subiectul ei sau indiferent de propunerile pe care le face artistul, să medităm și dacă ajungem, într-adevăr, să ajungem la să zicem, la o concluzie, înseamnă că plecăm dintr-un spațiu de expoziție atât de generos și cu o propunere atât de interesantă, plecăm mult mai bogat spiritual și bănuiesc cu o anumită satisfacție de împlinire sufletească și pentru asta eu îi mulțumesc cu Romica. Mulțumesc! Cel mai mult, dar și cel mai plăcut, a vorbit criticul de artă Iulian Bucur din Bacău. Dragi prieteni romașca, mai bine să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să fiu cu dumneavoastră. Vreau să vă spun mai întâi două povești. Ele sunt necesare, aceste două povești, pentru că într-un fel sau altul se leagă de afișul care m-a avertizat înainte de a intra aici.
Ați văzut pe acela care scria 30 de ani, iar apoi scria un cuvânt pe care îl cunoașteți cu toții, pictură, apoi scria remake și mai scria cuvântul instalație. Ei bine, întrebările pe care vreau să vi le spun, poveștile pe care vreau să vi le spun, sunt din război, dacă vreți. În 1917, un artist francez, Marcel Duchamp, expunea la New York. Expunea într-o galerie un pic mai mare decât aceasta, pentru că era, de fapt, o fostă sală unde se pregăteau armele. Se cheamă Armorichon, se chema această galerie. Și acolo, acest Marcel Duchamp, artist francez, a venit cu un urinoir. Face obiect pe care îl găsim în supermarketuri la intrare. Un urinoir pe care l-a pus în mijlocul galeriei și l-a pus pe fiată. Ce să caute un urinoir, un obiect gata făcut, acolo în mijlocul galeriei. A venit și un critic de art îmbrăcat dezordonat și care băuse bine înainte și de la el se așteptau niște vorbe ca să deslușească misterul acestui urinoar aruncat în mijlocul unei galerii. Așteptau toți cuvinte, astfel încât sentimentele să devină rațiuni. Cred că asta așteptați și dumneavoastră. Ați simțit această expoziție și aveți nevoie de niște cuvinte, nu? Niște cuvinte care se construiesc în propoziții, în fraze și apoi într-un text care să aibă o anumită rațiune. Următoarea întâmplare pe care vreau să vă spun este o întâmplare de război. Nu mai este primul război mondial, nu mai este anul 1917 și este vorba despre un pilot, suntem în al doilea război mondial, și un pilot neamț cade cu avionul, arde cu totul. Băi se cheamă acest pilot. Și niște șamani, niște medici populari, îl luăm cu miere pe acest pilot și acest pilot scapă. Această incinerare rituală a pilotului i-a schimbat cu totul orizontul. Și dintr-un om al tehnicii devine un om al visului și al artei. Acest pilot neamț, Joseph Beuys. El născocește, el aduce în fața orizonturilor celor care privesc, el aduce acest cuvânt care se numește instalație. Și atunci când veți merge la Paris, nu uitați să vizitați, de exemplu, muzeul care se numește Pompidou, să vedeți acolo o cameră pe care acest artist a capitonat-o cu o folie textilă așa care să reușească să-l cuprindă pe cel care intră acolo. Nu există o poveste de spus. Dar există un mediu, există un loc care este la fel de locul ca lucrul acesta. Este un loc care îi ține bine pe cei care intră și cei care privesc. Cam asta. Astea sunt cele două povești pregătitoare despre această expoziție. 30 de ani se numește și, dacă vreți, este un fel de meditație. Până în 89, deseori artiștii erau chemați să omagieze niște ani. Să omagieze anul 1877, în anul 1977, pentru că era 100 de ani, în anul 1986 să omagieze anii trecuți de la Răscoala lui Horea Crușa și mai departe. S-a întâmplat regret în 89 ca artiștii plastici să fie chemați să arate, să reprezinte, să povestească, dacă vreți, ce se întâmplase de mult. Și desigur, acele expoziții erau atât de explicite, încât erau plictisitoare. Pentru că toți nu puteau să facă ceva, să facă și nu făceau ceva, toți acești artiști făceau ceva decât să reprezinte în nenumărate tipuri, să-i reprezinte, de exemplu, pe Horea Crușca și Crișan, de exemplu, războiul de independență. Și desigur, acele expoziții erau nu numai plictisitoare, ci, dacă vreți, sfidau ideea de artă. Îi dărâmau fundamentele. De asta, acum, după 30 de ani, de la Revoluție, cred că vor fi puține asemenea expoziții care să recapituleze, care să rememoreze acele evenimente acum 30 de ani. De asta, trebuie să-l felicit pe Renu Ștefan pentru faptul că organizează acest eveniment. Care curajul, dacă vreți,
să aducă în fața noastră și să ne facă să nu uităm ce a întâmplat 30 de ani. Pentru că puțini artiști vor face acest lucru. Și trebuie să-l felicit pentru că în acest fel Raymond Ștefan pentru o idee frumoasă. Artistul este un om al cetății. Artistul, într-adevăr, este și un om al drumului de fileș în care lucrează, dar el este și un om al cetății. Și ești un om al cetății atunci când vii cu un mesaj. Când oprești uitarea și încerci să le aduci oamenilor aminte ce s-a întâmplat. Și 1939 este un an al marilor întâmplări. Nu știu dacă direcția este bună, nu știu, e complicat. Sunt 30 ani de atunci. Unii au avut mari așteptări. Unele s-au materializat, altele s-au materializat mai puțin. Comunism, în curând, vor fi la fel de mulți ani de nouă viață capitalistă cât au fost ani de comunism. Au fost 45, nu? Din 44 până 90, au fost 45 de ani de comunism. Iată, sunt 30 de ani de viață liberă și mulți dintre noi încă se întreabă încotro, bovadis, cum zicea acel polonez. Da, încotro mergem. De asta e greu să spunem cuvinte astăzi. Raymond Ștefan nu ne-a spus o poveste cu subiect și predicat, nu ne-a construit un discurs plictisitor și sfidător la adresa fundamentelor arte, așa cum se întâmplă în 1989. Ci, iată, a construit un fel de spațiu. Așa cum construise acel pilot care a ars în război, a înviat cumva și a reușit să devină, prin această ardere rituală, să devină un artist. A construit un spațiu, un spațiu care ne ține, ne cuprinde. Sticla nu este foarte prietenoasă cu artiștii. Vreau să vă spun de la început. Sticla nu este prietenoasă și nu sunt eu cel care o spune. O spune într-un text frumos din așa numita trilogia culturii, Lucian Blaga. Acolo el face nu un elogiu, ci scrie un text despre faptul că sticla este neparticipativă, că sticla ar fi neprietenoasă cu artiștii. Că sticla nu face altceva, adică să fie un zid. Să fie un zid între artist și arta lui, între dumneavoastră, privitorilor și ceea ce face artistul. Sticla protejează într-un fel, dar să știți că dumneavoastră aveți nevoie să intrați în opera de artă. Și sticla nu face altceva decât să vă oprească. Sigur, la modul ideal, face să oprească. Ei bine, această sticlă neparticipativă este invitată astăzi de artistul dumneavoastră, Romașcan, să vă povestească, să construiască o metaforă. O metaforă a libertății. Dacă țineți ochii exact la justa deschidere, schimbați totul și imaginați-vă că ați avea niște tablouri. Am fost la dumneavoastră acum câteva luni și a fost o expoziție a unui bătăun care se numește Dumitru Macovei și erau niște tablouri extrem de figurative, care vă purtau ca și cum ați fost într-un autobuz. Vă purtau prin lumea întreagă. Puteați să visați că vedeți pe geamuri lumea întreagă, că puteți vedea natura, că puteți vedea naturi statice, că puteți vedea peisajul acela marin excepțional pe care vi l-a adus aici în fața ochilor doctorul Băgăoan, Dumitru Macovei. E iată, al dumneavoastră Romașcan, Raymond Ștefan, va aduce un material neprietenos. Un material neprietenos, dar care are un fel de spărtură. Are un fel de spărtură. Viața asta a sticlei, și nu greșesc, să știți că sticla, chiar dacă este moartă, nu o să vă vină să credeți, curge. Au măsurat cei care sunt specialiști, au măsurat partea de sus a unei sticle, o sticlă care avea 1000 de ani, și partea de jos. Și au descoperit că într-o 1000 de ani, partea de sus a devenit mai subțire, pentru că sticla, precum gheața de la polul nord, curge. Sigur, curge la un mod aproape imperceptibil, dar curge. E bine, pe această sticlă, neparticipativă, artistul meu zice, așa pun un accent. Pun un accent, o fotografie al negru, ca și cum ai fi atins cu degetul cald gheața și trebuie să topești, trebuie să găsești un loc înspre care să evadezi. E grea evadarea. E foarte ușoară evadarea, e facilă evadarea atunci când, într-adevăr, pictorul e, dacă vreți, generos cu dumneavoastră. Atunci când pictorul nu face altceva decât să vă țină captivi, așa cum acel pilot vă ține captivi, acel pilot care a ars, atunci lucrurile sunt mai complicate. Atunci nu mai este despre o expoziție cu subiect și predicat, ci este despre un spațiu
în care suntem la fel artiști cum este și artistul de față. Un spațiu în care noi formăm subiectul operei de artă. Dumneavoastră, în această seară, sunteți subiectul acestor sticle. Dumneavoastră trebuie să atingeți cu degetul această sticlă care curge de 1000 de ani, curge, și să vedeți dincolo de ea. În 89, într-adevăr, asta am vrut libertate, am visat la libertate. Și să știți că artiștii visează cel mai mult la libertate, pentru că materia lor primă, asta este, libertatea. Toți au nevoie de libertate, dar artiștii mai mult decât oricine au nevoie de libertate. Știți, circula o fabulă până în 89. Și acea fabulă spunea cam așa că s-a pus la un loc șoricelul țăran și șoricelul artist. S-au pus la un loc. Și s-a dat aceeași cantitate de mâncare. Și la sfârșitul experimentului, șoricelul țăran era un pic mai durduliu, mai dolofan decât șoricelul artist. Și atunci s-a pus întrebarea de către comisie, de ce este șoricelul artist mai slab? Și atunci cei care organizau acest experiment au spus că șoricelul artist îi se arată uneori și pisica. De asta cred că artistul are nevoie de libertate, mai mult decât oricine. Și în 89, cei care s-au bucurat cel mai mult și cei care au văzut cel mai mult, chiar artiștii plastici au fost. Despre asta este vorba în acest prim spațiu, ca un infern. Ca un infern. Ne va spune Remus Ștefan că nu e, că e paradisul aici. Pentru că, de fapt, această galerie este ca un triptic, dacă vreți. Este ca o călătorie. Și Dante a călătorit. A fost în infern, a fost în purgatoriu și a fost în paradis. Ei bine, dacă vreți, și această galerie, în această seară, repetă povestea lui Dante Alighieri. Alegeți-vă dumneavoastră spațiul. Vă spun la început că spațiul de mijloc este purgatoriul. Și puteți să faceți balanța între celelalte două și să hotărâți. Dacă acesta este infernul și în ultimul spațiu veți găsi paradisul sau invers. Nu numai această instalație este de luat în seamă și de meditat. Gândiți-vă și la această instalație pe care artistul o numește Iona. O numește Iona pentru că Iona este tot o metaforă despre libertate. Iona este înghițit de chit, de acel uriaș cetacel, și Iona, cel din Biblie, evadează, reușește să fie scuipat. Dar celălalt Iona, lui Marin Sorescu, nu reușește. Și dacă ar fi evadat Iona lui Marin Sorescu, ar fi ajuns în buta unui alt chit și mai mare, dar care înțise pe chitul mai mic. Și dacă ar fi evadat și în buta chitului mai mare, ar fi ajuns într-o altă buta unui chit și mai mare. Cam așa s-ar fi terminat povestea, metafora despre libertate a lui Marin Sorescu.